Salut, prieteni! Astăzi vom rezolva o problemă de probabilitate. Ea a fost pusă la un interviu de angajare la Amazon. Și problema sună în felul următor. Într-o cutie de haine sunt 12 ciorapi de culoare albă și 12 ciorapi de culoare neagră. Extragi la întâmplare 2 ciorapi, care este probabilitatea că ei vor fi de aceeași culoare. Cu alte cuvinte, vor forma o pereche. La prima vedere, răspunsul este o doime, 50%, adică pentru că dacă iai doi ciorapi, vor fi de aceeași culoare sau nu vor fi de aceeași culoare. Dar răspunsul, cât de tentant n-ar fi, nu este corect, nu este 50%, este puțin mai mic de 50% și vom rezolva această problemă. Iată rezolvarea ei. Voi face schema, 12 ciorapi de culoare albă avem și 12 ciorapi de culoare neagră. Se extrag 2 ciorapi, care este probabilitatea că ei vor fi de aceeași culoare. Adică vor fi ambii de culoare albă sau ambii de culoare neagră. Formula probabilității este m supra lui n. Vom calcula întâi cazurile posibile. Combinări din 24 de ciorapi în total, se extrag 2 ciorapi. Deci vom avea 24 factorial supra lui 2 factorial supra lui 22 factorial egal. 22 factorial cu 24 factorial, aici se simplifică 22 factorial și rămâne 23 mulțit cu 24 supra lui 2. Adică e 12 mulțit cu 23. Nu e necesar să calculăm pentru că se va simplifica mai târziu. M sunt cazurile favorabile. Iată schema, 2 ciorapi de culoare albă, combinări din 12 ciorapi de culoare albă, vom extrage 2. Sau, combinări din 12 ciorapi de culoare neagră, vom extrage la fel 2. Deci este necesar doar să calculăm una din aceste combinări, pentru că cealaltă este identică și rămâne doar, iată așa, vom avea 2 mulțit cu 12 factorial supra lui 2 factorial și aici vom avea 10 factorial. După calcule ne va da 12 mulțit cu 11 doar. Deci probabilitatea finală va fi 12 mulțit cu 11 m supra lui n, care este 12 mulțit cu 23. Simplificăm și rămâne 11 pe 23, care este aproximativ 49%, dar nu 50%. Așa se calculează în cazul în care extragi ciorapii concomitent din acea cutie. Însă, dacă ciorapii se extrag pe rând, poți extrage un ciorap și apoi mai extrage unul. Iată rezolvarea pe scurt, cum va avea loc probabilitatea acestui eveniment. Este conform schemei acestea, probabilitatea ca să extragi un ciorap de culoare albă la prima extragere este 12 ciorapi albi din 24 în total. Și probabilitatea ca la a doua extragere să fie ciorap alb, va fi deja 11 ciorapi albi rămași din 23 în total, care sunt în cutie. Plus, ar trebui să pun plus, fix același lucru pentru ciorapii negre, pentru că este sau. Dar eu voi pune pur și simplu mulțit cu 2. 2 ori 12 pe 24 se simplifică și rămâne la fel 11 pe 23. Iată procentajul, 49%. În acest caz nu contează, extragi acești ciorapi deodată, concomitent sau extragi pe rând, probabilitatea rămâne identică, aproximativ 49%, nu 50%, cum era la prima vedere. Sper că ai rezolvat această problemă corect. Succes!